La Palatul Administrativ s-a desfășurat în prezența ambasadorului Palestinei în România, Fuad Karim Saliba Kokali, o manifestare culturală-artistică organizată în parteneriat de către Instituția Prefectului, Consiliul Județean, Asociația Nord pentru Cooperare și Integrare și o editură din Baia Mare. Autoritățile județului Maramureș au discutat cu ambasadorul și au amintit de relațiile bune care există între România și Palestina. România și Palestina sunt state care au relații bune de colaborare în cadrul dialogului diplomatic pe diferite domenii de activitate. Amintesc doar de programul de cooperare în domeniul educației și culturii, dar și în alte domenii conexe, semnat între Guvernul României și Guvernul Palestinei în anul 2015. Thaqafa hiya ta'bir mukaththaf an hajat al-insan ar-ruhiyya. Eu cred că cultura este un factor foarte important în viața oricărui popor. Cultura este nevoia spirituală a României și este un instrument foarte important pentru o comunicare între popoare. Astăzi suntem aici să vorbim despre oameni deosebiți. Întrucât parteneriatele în domeniile culturii și educației reprezintă unele dintre cele mai eficiente instrumente pentru dezvoltarea societății, considerăm că orice investiție în crearea unei elite intelectuale constituie, în fapt, un mod concret de a consolida legăturile între popoarele noastre. În aceste punți culturale, noi putem să facem un pas mai departe, să realizăm chiar acele punți morale, pentru că fără știm cu toții că moralitate nu poate exista fără adevăr, bine și frumos. Maramureșul este un tărâm binecuvântat care este deschis tot timpul spre prietenie și să deschidem noi prietenii. Cu atât mai mult este foarte important pentru noi să consolidăm relațiile pe care alții le-au deschis. Sunteți oarecum acasă și suntem împreună pentru că ne leagă atât pe noi ca și popor român maramureșan, cât și pe dumneavoastră ca și palestinieni, ne leagă o prietenie veche. Au fost lansate tot astăzi volumele Trăinicia poemului, selecție din lirica română și palestiniană contemporană, Mari poeți palestinieni, două antologii ale poeților palestinieni, antologie lirică și Starea de miracol. După încheierea manifestării culturale-artistice, diplomații au vizitat împreună cu prefectul Vasile Moldovan obiective turistice din municipiul Reședință de Județ.